Mihai, un alt Mihai de-a meu din Mediaș, de la Teutonii Transilvaniei, mi-a spus despre bucuria asta pe care o faceți voi de câți ani acum? O facem de 3 ani în formula asta. Evenimentul are o tradiție de secole, pentru că în perioada sărbătorilor de Sfântă Mărie, în Oradea, în cetatea medievală, era un târg foarte mare. Cumva în aceeași perioadă a verii, de vreo 20 de ani, am făcut serbările cetății, care de 3 ani încoace le-am transformat într-un festival medieval așa cum trebuie, ca la carte. Bun, voi ați crescut în 3 ani ca Făt Frumos ăsta, în 7, cred că l-ați depășit pe Făt Frumos. Am văzut foarte multe trupe care vin din afara țării. Da, da. Bun, cum i-ați coptat pe ăștia și cum i-ați făcut să vină de la mii de kilometri distanță? Noi avem șansa ca în cetatea Oradea să avem parteneriatul unor pasionați care și ei participă la festivaluri medievale în străinătate, Asociația Deus Vult, care de fapt sunt cei care invită și care știu și care au cunoștințele necesare pentru a decide care trupă vine și care trupă nu vine. Pentru că selecția e foarte strictă. Noi am avut mult mai multe solicitări decât avem trupe, dar decizia de selecție a fost strict legată de autenticitatea portului, autenticitatea armelor și a trupei în ansamblu ei. Acesta e criteriul principal pentru care, sau pe baza căruia am făcut selecția, iar trupele din străinătate au fost invitate ca urmare a unor participări ale celor de la Deus Vult la festivaluri internaționale din Europa. Pe parcursul anului, cetatea este vizitată de străini și probabil voi promovați cu această ocazie și evenimentul ăsta, nu? Da, noi pe parcursul anului și anului trecut încercăm să ținem cumva urmăritorii și fanii noștri din mediul online la curent cu ce facem. Dacă veți urmări pe pagina de Facebook Visit Oradea, veți vedea că în fiecare eveniment mai mare noi avem un invitat special, cavalerul Festivalului Medieval, care a venit și s-a întâlnit și cu Moș Crăciun, care a venit și a participat la Festivalul Urban din toamnă, care a mers și la târgurile de turism unde am fost noi și a promovat festivalul medieval. Așa că încercăm pe parcursul anului să ținem aproape publicul. Cetatea are foarte multe evenimente pe parcursul anului și evident profităm de fiecare eveniment pentru a promova festivalul. Cel mai ușor și cel mai bine o fac cei de la Deus Vult, pentru că ei în timpul unor evenimente mari aici ies în armură și avem niște mici programe care cumva pregătesc edițiile viitoare a festivalului. Am văzut foarte mulți copii, lucru care mă bucură enorm, și fiecare avea câte un scut. Cine a fost cu ideea asta superbă cu scuturile din carton sau din ce? Da, sunt din carton. Aici avem un partener care îi mulțumim, VPK România, un producător de ambalaje din carton. Ideea a venit din cadrul echipei care organizează festivalul, pentru că noi anul acesta am refăcut identitatea festivalului, brandingul de festival, și e un prim pas. Vrem să testăm, să vedem reacția publicului la tot ce înseamnă merchandising-ul posibil pentru festival. Scutul a fost un element pentru zona de copii pe care noi l-am testat, în sensul în care îl dăm gratuit anul acesta, și evident de la această încercare vom realiza în viitor o gamă de produse speciale cu însemnele festivalului pentru copii. Și nu numai, eu căutam tricou cu festivalul, v-am și întrebat. Vă spun sincer, am încercat și ne-am gândit să facem și tricouri. Pentru a le putea face accesibile, trebuie să comandăm un număr foarte mare. Da. Și atunci am făcut testul pe noi, ca și organizatori. Toți organizatorii și voluntarii au un echipament de festival, inclusiv o cipilică. Am văzut care sunt lucrurile pe care trebuie să le îmbunătățim pe anul viitor la producție și evident că anul viitor vom avea și o serie de articole, de îmbrăcăminte, dar nu numai, pentru publicul larg, pe care le vom vinde în festival. Ca și parte muzicală, în afară de trupele tradiționale, de care au un repertoriu, eu știu, piese din perioada medievală, cum alegeți artiștii? M-am bucurat să ascult aseară rock sinfonic, în seara asta o să fie Alifantis.
Îi alegem cumva în consonanță cu ceea ce se întâmplă în festival. De exemplu, și aici nu pentru că nu avem noi o problemă, dar Smiley nu va veni la festivalul medieval, deși în toamnă vine la un festival urban. Încercăm să alegem artiști care se potrivesc cu tematica evenimentului, astăzi avem folk și deja de 3 ani noi avem așa, un parteneriat, dacă putem să-i spunem așa, cu trupa Subcarpați. Ei sunt trupa care au fost la fiecare ediție a festivalului, care au un succes în publicul de festival și credem noi care se potrivesc destul de bine cu atmosfera festivalului. Nu neapărat cu perioada istorică, cât cu atmosfera pe care o creează atât ei, cât și festivalul. Primele impresii după... Suntem acum sâmbătă, mai este duminică. Cum ați văzut ca și număr de participanți, atmosferă? Sunteți mulțumiți? Primele impresii sunt bune. Noi tot timpul lucrăm și încercăm să optimizăm activitatea de organizare pe parcursul evenimentului, dar reacțiile pe care le-am primit atât în mediul online cât și aici de la public sunt foarte bune. Evident, e o evidentă creștere a festivalului față de anii trecuți, ceea ce ne bucură și până la urmă asta înseamnă că ne-am atins un scop. Noi ne-am propus anul acesta să depășim ca și amvergură, ca și atmosferă, ca și participarea publicului ediția din 2018. Cred că până acum suntem în grafic. Să sperăm că și timpul va ține cu noi, pentru că anul trecut, în ultima zi de festival, din păcate, concertele de seară a trebuit să le anulăm din cauza unei vijelii. Sper ca anul acesta lucrurile să se întâmple din punctul ăsta de vedere normal și să ne putem duce programul până la capăt. Spor la treburi și felicitări! Mulțumim pentru participare!